Televiziunea Română vă invită din data de 29 august la Brașov, la festivalul Cerbul de Aur. Hi, I'm Amy McDonald. I'm looking forward to coming back to Romania soon for the Golden Stag Festival in Brașov. Can't wait to see you there. Ne-am gândit că în primele pagini ale agendei noastre, în 24, 25 și 26 august, să vă arătăm un pic din munca colegilor noștri din Televiziunea Română, pe care au depus-o ca dumneavoastră să aveți parte de un festival minunat la Brașov. De la noi, din partea asta, direcției artistice, sunt în jur de, cu tot cu operatori, în jur de 100 de oameni, 80-100. Nu e mult, nici nu e puțin, dar sunt, cum să spun, în momentul de față, piața nu o mai recunoaște. Provocarea este alta, că nu este ca într-o emisiune de platou, unde decorul este gata, l-ai montat și, bun, mai s-a crăpat ceva și mai rafistolăm acolo. Nu, aici ai surpriză în permanență, pentru că constați că, ok, ai măsurat piața, dar ai o denivelare de 30 de centimetri, trebuie să o astupi. Mi-aș dori foarte mult ca telespectatorii, cei care ne vor privi la televizor, dar și cei care sunt prezenți în piață în seriile de festival, să înțeleagă amploarea, dimensiunea acestui efort, acestei investiții de resurse umane, materiale și de organizare din partea televiziunii publice și a partenerilor acesteia, fie că este vorba de coorganizatorii de la nivel local, Primăria orașului Brașov și Consiliul Județean Brașov, de ceilalți parteneri ai noștri, Societatea Română de Radio, TVR Moldova, mulți parteneri comerciali, să spunem, însă aș vrea neapărat să mulțumesc întregii echipe care participă și a participat de-a lungul acestei perioade dificile la organizarea Cerbului, să le mulțumesc tuturor colegilor mei care au petrecut ore lungi, seri, nopți, pentru ca festivalul să arate așa cum sperăm că va arăta și să aducă bucurie în casele tuturor celor care îl vor privi în direct pe canalele televiziunii române. Ce-ar fi să ne sărbătorim? Ce-ar fi să cântăm și să dansăm? Să fim nebuni și fără griji? Măcar pentru 5 zile. Ce-ar fi să ne vedem la Cerbul de Aur? Sunt Horia Brânciu și tocmai v-am dat întâlnire în orașul meu natal, la festival. Istoria continuă. Echipa Agendei a fost în vizită și la vedetele care vor susține concerte în cadrul festivalului. Pentru că este seara de folclor, e un moment mic și când ai un moment mic sau faci ceva extraordinar sau o dai în bară. Am reușit să stăm sub umbrela Maria Terase, dar nu cu piesele așa de bine cunoscute. Noi n-am făcut altceva decât să le reluăm și să le reorchestrăm și sperăm să le reinterpretăm într-un mod în care să scoatem în evidență cât mai mult ceea ce ar fi vrut Maria să audă în 2020. Vă așteptăm la Cerbul de Aur, în ultima seară. O să avem o reprezentație foarte specială, eu și trupa mea, Damian Drăghici. Eu cred că anul ăsta la Brașov, pe 30 august, fiți atenți, va fi cea mai frumoasă noapte de vară și cu cea mai frumoasă muzică pe care eu o să le ofer fanilor mei, împreună cu banda mea Agurida, un show excepțional
pe care deja îl pregătim și cu multe surprize, cu remixuri foarte cool și cu multă energie și cu multă pasiune și emoție. Sunt Alina Ionescu și v-am prezentat agenda Cerbului de Aur.